Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Astăzi la Vorbește lumea, soția lui Damian Drăghici dezvăluie povestea dureroasă din spatele bucuriei de a fi mamă. Copilul a venit pe lume mult mai devreme, medicii îi dădeau puține șanse, iar Cristina a trăit în agonie și depresie. Mărturisiri impresionante azi la Vorbește lumea. Tot atunci o sărbătorim pe Agata, femeia de 100 de ani care ne împărtășește filozofii memorabile. Există un alt loc unde ai să ajungi după plecarea de pe planeta albastră. Nu ratați o întâlnire specială azi la Vorbește lumea. Vorbește lumea la...